pentru această investiție. Și știu breaking news-urile cu deficite, vom asigura în continuare ca și prioritate toate investițiile în infrastructura mare. Vom negocia pe urmă la Bruxelles cum rezolvăm că toate țările mari, Spania, Italia, Germania, Portugalia, toate au dezvoltat infrastructura având deficite mai mari pe o perioadă limitată de timp. Acest lucru, de fapt, l-am discutat și l-am negociat și cu președinta Comisiei Europene. Am să fac o discuție și cu ministrul de interne și cu primarul general al Capitalei, pentru că nu o să fie ca și pe Valea Oltului, dar se va crea un disconfort în trafic, astfel încât împreună guvern și primăria generală să găsim cele mai bune soluții în ceea ce privește restricționările de trafic, mai ales că știm cu toții că pe data de 9 septembrie vor începe școlile. Și atunci, iarăși, toate orașele, mai ales orașele reședință de județ și mai ales capitala României, o să fie un trafic mult mai mare. Avem timp la dispoziție să avem toate aceste discuții și să ne coordonăm. Domnul ministru, mulțumesc mult! Mulțumesc mult de tot, domnule premier. Da, premierul Marcel Ciolacu, doamnelor și domnilor, pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor la magistrala 6, linia de metrou care leagă Bucureștiul de aeroportul internațional Henri Coandă. Vom asigura absolut toate investițiile în infrastructura mare.